În regim de franciză internațională, la Câmpul Lung Mușcel există un centru de educație complementară pentru copii, prin care se propun mai multe programe de stimulare a curiozității, creativității, comunicării, modalități de îmbunătățire a gândirii critice și a spiritului de echipă. Toate aceste elemente s-au remarcat la evenimentul organizat de elevi și cadre didactice la momentul în care a fost aniversată prima generație de mici absolvenți din cadrul departamentului mușcelen, care spune da educației complementare și privilegiază astfel dezvoltarea potențialului nativ al fiecărui copil. Sprijiniți de dascălii centrului, cei mici au pregătit un moment artistic. Dragi părinți, statuioare, bunici și educatoare, copiii din grupa mare, ați dat ultima serbare. Iubiți părinți și oastezi, am mai sfârșit încă una, și iată ne împreună la ultimul program. Nu prea ce s-aude, se pare că jucă la mine și mă cheamă și pe mine. Din centru nu plec niciunde, vreau să mai stau aici, pe grupa de PD, să primesc chiar eu în prag. Centru să-i fie drag. Doamnelor educatoare, domnule divertitia, prietena Londra, că mai stăm în educație. Dați, copii, am mai tătut un an, poate chiar mai mult, de când venim ia centru, acum data să pornim. Altă viață ne așteaptă, hai la școală, fii deșteaptă, lucruri noi să învățăm, părinții să-i bucurăm. La finalul ceremoniei de absolvire au fost acordate diplome și a urmat o sesiune foto. Cât de acolo să fac fotografii și apoi îi dau și... Să dai fata la mami. În cadrul evenimentului a fost prezent ca invitat special Leonard Alexandrovici, master francizor în România al Centrului Internațional de Educație Complementară pentru Copii. Este sinonim cu educația premium, un proces educațional pentru copii de la 6 luni la 8 ani, un proces complet care preia copilul de la cea mai fragedă vârstă și îl duce până în primii ani de școală. Sunt mândru și onorat să fiu în Câmpul Lung, cel mai mic oraș din rețeaua Fastra Kids, dar un oraș plin de viață, un oraș care promite să aducă în rândul viitorilor adulți o generație de studenți minunați. Invit cât mai mulți copii să vină să ne cunoască, pentru că avem un centru puternic cu oameni buni, pregătiți pentru tot ceea ce este mai frumos în orașul dumneavoastră. Succes copiilor! Mulțumesc! Pentru eforturile depuse de cei mici alături de profesorii și părinților, noi le transmitem felicitări și de asemenea le urăm succes pe traseul educațional.